Lume. Bună seara, Mapa Mond. Bună seara, Europa. Bună seara, România. Bună seara, comunitate Speakings. Și iată-l și pe Andrei cel Dunuță în 2021. Și mai și, bună seara, Andrei. Salutare, Claudiu. Salutare, dragilor. Cum sunteți? Cum sunteți? A început 2021. Iată prima seară de practică. Adică dau și eu share chiar acum. Claudiu se pregătește să dea share live-ului. Dați și voi, dacă vreți, bineînțeles, și vi se pare util, să vadă și oamenii din comunitatea voastră. Hai să învățăm despre prezentări în public. Hai să vedem cum țin prezentări cei curajoși din comunitatea Speakings. Avem... Stai puțin, că am pregătit ceva. Hai să vedem. Și în seara asta Speakings și-a venit în fire și o să facă live-uri, live-uri în neștire, live-uri în neștire. Dragilor, aș vrea să vă lansez o primă provocare. O să tot reiterez în seara asta. E legat de 2020. E legat de 2020, Claudiu. Și o să încep cu tine, dar le lansez provocarea lor. Primul răspuns e al tău. Okay. Dragilor, dacă anul 2020 ar fi titlul unui discurs pe care l-ați susține în seara noastră de comunitate, cum s-ar numi? Haideți să scriem în comentarii pe Facebook, indiferent că urmăriți live-ul pe pagina Speakings sau în grupul Speakings Community, unde vă și invităm să fiți prezenți. Este cel mai neconvențional grup de public speaking al oamenilor pasionați de public speaking. Deci, repet, dacă anul 2020 ar fi titlul unui discurs pe care l-a susține în seara noastră de comunitate, cum s-ar numi? Claudiu? Un singur cuvânt sau mai multe? Nu, un titlu. Okay. Poate fi și un singur cuvânt, bineînțeles. S-ar numi ești pe mute? Ești pe mute? Ia cuvântul. Ești pe mute? Ia cuvântul. Eu cred că l-aș denumi... Nu e corect, tu ți-ai pregătit? Da, nu, acum. Okay. Nu. Eu cred că l-aș denumi greu de ucis 2020. Bun. Abia aștept. Să vedem ce ne spun cei de acasă. Da? Deci, repet, cum s-ar numi discursul vostru dacă ar fi în legătură cu anul 2020? Da? Cum l-ați vedea voi? Hai că suntem curioși. Scriem în comentarii pe Facebook și o să le citim imediat. Punem și live pe cele mai relevante. Bun. Hai să vedem, Claudiu, ce am pregătit oamenilor de acasă. Păi am pregătit în felul următor. În primul rând, după cum vedeți cu titlul de noutate, suntem împreună, da? În același cadru. De ce? În 2020 lucrurile au mers atât de bine încât am decis nu cumva să-l mai lase singur unul pe celălalt. Atât de bine au mers. Dar e și pentru noi o premieră să trebuie fim să, în această formulă. Trebuie să vă spun că din ianuarie 2021 Claudiu Popa este full în echipa Speakings. Haideți un rând de aplauze pentru Claudiu Popa. Bravo, Claudiu. Felicitări. Sunteți angajat. Ai timp să te răzgândești? 11 luni. Uite, bine am venit, bine v-am găsit. Simona Brașovan ne spune: ia-ți haina pe dos. Așa e superstiție. Mulțumesc, Simo, pentru că deja luasem o pietricică în gură și am apucat să o înghit înainte de live. Se referea la titlul discursului, Claudiu. Ai dreptate. Ruxandra Marinescu ne spune: pe aripile necunoscutului. Fain, bun, bravo, Rux. Claudiu Butacu: de veche în lanul de COVID. Băi, avem oameni talentați în comunitate, oameni deștepți. Alexandra Coravu: agonie și extaz. Bun, Alex. Bun. Da. Așadar, suntem la început de eveniment, în prima seară de practică, în comunitate, așa cum v-am obișnuit. Pentru că, în principiu, lucrurile care sunt tradiționale, bine stabilite la Speakings, așa vor rămâne. Nu v-am pregătit cine știe ce nefăcute, ci mai degrabă surprize bune și care să ne ajute pe noi toți. De la info la tainment, și informație și educație. Și în același timp putem, cred că, să ne luăm acest angajament. Din ianuarie 2021 o să zâmbim mult împreună cu privire la tot ceea ce vom construi aici, în comunitatea Speakings, unde ne găsiți. Apropo de asta și de comunitate, am făcut deja o tradiție să vă spun încă de la bun început, cu gândul la toți cei care în acest moment, pentru prima dată poate, fac cunoștință cu noi, Claudiu Popa, Andrei Dunuță, că suntem de găsit pe Facebook. Sau,
Andrei Dunuță și Claudiu Popa suntem aceiași, dar diferiți în 2021. Lucrăm în echipă, suntem aici ca să vă facilităm un spațiu de joacă, să țineți discursul, să primiți feedback și să învățăm împreună. Iată că s-a întâmplat, Claudiu, în 2020, ne-am adaptat și împreună cu cei de acasă am dezvoltat vorbitul în public în România și... România prin public speaking, prin vorbitul în public, de care noi cu toții, cel puțin Andrei, ne tot transmite asta așa ca un magnetofon stricat și bine face că repetiția știm a cui mamă e. Noi cu toții, în fiecare zi, suntem vorbitori în public, într-un fel sau altul. Iată că suntem 55 de oameni live, atât pe pagina de Facebook Speakings, cât și în grupul Speaking Community, unde vă și invităm să intrați ca să facem treabă împreună. Cu urarea binecunoscută să vă dea Dumnezeu like, share și follow. Aici suntem pentru voi și acum putem spune mai mult ca niciodată după 2020, știm că am reușit să fim relevanți și vă mulțumim pentru asta. Dacă intrați în grupul de Facebook Speakings Community sau sunteți deja acolo, puteți să bifați all post, da, astfel încât să vă apară notificare cu toate conținutul educațional pe care îl punem în grup sau pe care urmează să-l punem. De asemenea, aveți acolo ideea asta de a bifa clopoțelul. În felul acesta, când de fiecare dată când intrăm live în grup sau pe pagină, vă apare și vouă. Noi în fiecare săptămână o să punem și get reminder, o postare de get reminder pe care dacă apăsați, vă automatizați acest context de a intra alături de noi în seara de practică. Va fi foarte interesant momentul în care o să întrebăm, la fel de tare ar fi fost să zicem, ce titlu dai lui 2021? Păi nu, că încă nu l-am trăit. Tocmai de aia. Da. Hai să vedem, Claudiu, ce se întâmplă în 2021. Iată. Dragilor, vedem că suntem din ce în ce mai mult, 66 în live, foarte frumos, atât pe pagină cât și în grup. Mulțumim foarte mult, am început în forță. Apropo de 2021, Claudiu, avem... Acum să te ții. Păi avem 40 de emisiuni live. Uhum. În anul 2021. Un an are 52 de săptămâni. Da, asta înseamnă că noi ne asumăm că suntem live în fiecare seară de marți la 18:38. Am schimbat ora live-ului de la 18:18 la 18:38 cu disclaimerul, Claudiu, că vom avea două campionate, cel puțin două campionate naționale de discursuri online. Oh. Da? Și în seriile de marți din acea perioadă va fi campionatul live, nu seara de practică. Așa ajungem la 40 plus. 40 plus. Da? Cu titlul de noutate, Claudiu, fii atent, luna și tematica. A, ce tare. Hai să le arătăm celor de acasă, să le facem așa un pic de poftă, înainte să începem discursurile cu cei 5 speakeri care s-au pregătit pentru astăzi. În ianuarie avem start, restart, Claudiu. Pentru că apoi vine februarie și chimia din cuvinte. Foarte creativ, colegii noștri de la copywriting. În martie, eu m-am născut pe 1 martie, Claudiu, nu știu dacă știi, dar îți spun din timp ca să pregătesc. Perfect, mi-am notat. Așa, vezi că să fie scump cadou, te rog mult. Deci ideea este, știe că o iubești, Claudiu? Răspuns, da. Cred că Emma urmărește. Nu, radio. Ea răspunde, aprilie, minte-mă frumos. Da, în aprilie, minte-mă frumos este tema și care este de fapt răspunsul din martie. Ca dovadă că tot ea, oameni buni, și în luna mai poate să spun asta, e cu un pas mai înainte. În mai asta, în iunie, pe vremea mea, Claudiu... Când îți dai seama că te uiți în oglindă ce vârstă ai... Da. În iulie, concedii pe dos. E, uite, aici am prima întrebare. Cum adică pe dos? Cine și-ar dori pe dos? Abia aștept să dezvoltăm când va fi să fie. Să vedem, zise Orbu. În august, zile de vară, Claudiu. Cele mai frumoase zile, poate. În septembrie, ce mică e vacanța mare. Din păcate. Gândiți-vă, dragi, în timp ce vedeți tematicile, ce discursuri ține pe tema respectivă. În octombrie, tu ce măști ai, Claudiu? Mm-hmm, asta da, cu bătaie, înțeleg trimiterea. Cu bătaie la Halloween. În noiembrie, de ce e noi în noiembrie? De ce încă mai e noi în noiembrie? Da. Iar în decembrie, ce-ți doresc eu ție? Frumos. Dulce Românie. Acum, pentru cei de acasă, hai să vedem iar cu titlul de noutate. În fiecare lună, după ce vă alegeți, unde, după ce ați văzut tematica, e important să vă gândiți, și mă uit în cameră, mă uit la cei de acasă,
Deci, în luna ianuarie și în toate celelalte luni ale lui 2021, uh-huh, aveți patru tipuri de discursuri pe care le puteți susține. Da? Ele sunt template în fiecare lună. Hai să le explicăm celor de acasă. Hai să vedem. Păi uite, de exemplu, ianuarie, noi când am intrat în live, deja câte săptămâni mai sunt? Două? Trei. Trei. Cu asta. Cu aceasta. Da. Tocmai de asta, dacă vrei să ții un discurs și o să punem pe ecran, în prima săptămână avem discurs pregătit, în a doua discurs spontan. Deci la discursul pregătit e clar. Vrei să ții discurs, îți pregătești un discurs pe tema lunii, în maxim un minut, un minut jumate și îl livrezi. În săptămâna 2, noi suntem în săptămâna 2, e discurs mixt, de fapt. A fost acolo, e o greșeală, săptămâna 2 cu săptămâna 3. Nu-i bai. Deci în săptămâna 2 este discurs mixt, asta înseamnă discurs pregătit cu două cuvinte pe care le extragem live în direct. Ce se întâmplă în seara asta? Exact, o să vedem mai târziu. În săptămâna 3 este discurs spontan 100%. Cu alte cuvinte, vei afla subiectul pe tema mare înainte să intri să ții discursul. Iar în săptămâna 4, în fiecare lună, avem un mini campionat Claudiu pe care l-am pregătit celor de acasă și sumarizează cele trei tipuri de discurs de dinainte. Cu alte cuvinte, 12 speakeri în discursul pregătit, rămân 6 în discursul mixt, 3 în finală pe spontan. Două întrebări. Da. N-am ținut discurs în viața mea, unde mă înscriu? E o foarte bună întrebare. Dragilor, dacă ești la primul discurs sau la al doilea pe care vrei să-l susțin comunitate, îți recomandăm să te înscrii în primele două săptămâni. Fie la discurs pregătit, fie la discurs mixt, ca să intri în atmosferă, să te încălzești. Și noi îți vom facilita, vom acorda și un antrenor. Bun. Dacă stai că așa, și atunci logica îmi spune, sunt deja pregătit, am o minimă experiență, mă înscriu de la începutul. Dragilor, dacă ați mai susținut discursuri și vreți să mergeți un pic mai departe, vă recomandăm săptămâna a treia la discursul spontan și sau să vă înscrieți la mini campionat. Mini campionatul are loc în fiecare a patra săptămână din fiecare lună. Bun. Așa că, indiferent unde sunteți, important este să vă înscrieți, să aveți curaj, să luați cuvântul, iar noi, echipa Speakings, vă acordăm un antrenor pentru a vă face viața un pic mai ușoară. A, precizare importantă. Nu sunt singur. Nu. Sunt cu antrenor. Absolut. Bun, bine de știut. Hai să vedem, Claudiu, să extragem, apropo de cuvinte spontane, să le arătăm celor de acasă agenda eu, de astăzi. Nu, păi e o seară în care extragem. Eu așa simt. Da. Extragem cuvinte și haideți să vedem un pic și agenda zilei de astăzi. Vom extrage cuvinte pentru primul speaker de astăzi. Okay. Ca toți speakerii să aibă același timp de pregătire, speakerul de dinainte extrage cuvinte pentru speakerul care urmează. Pentru că trebuie să începem de undeva, noi extragem pentru primul speaker. Sunt 5 speakeri astăzi, dar haideți să extragem cuvintele pentru Andrei Dichel. Ia să vedeți, este... oameni buni. Ia să vedem, Claudiu. Robingo. Hai să... Ca la Robingo. Ia să vedem. Cine zice stop? Eu spun stop. Bine, nu mă uit. Nici eu nu mă uit. Stop, Claudiu. Atât. Gata. Sunt două cuvinte pe care Andrei Dichel, primul speaker, le va integra în discursul meu. Aici nimic. Aici nimic. Urs și parcurs. Urs și parcurs sunt cele două cuvinte pentru Andrei Dichel. Haideți să vedem exact care este agenda zilei de astăzi. I-am câștigat timpul lui Andrei Dichel să se pregătească câteva minute până îl introducem în arenă. Dragilor, sunt două rubrici importante. Drop the mic, în care avem tradițională partea întâi și partea a doua, în care speakerii țin discurs și apoi primesc feedback de la mine. Iar la mijloc, între al doilea și al treilea discurs, celebra rubrică Speak Quiz. Ne distrăm și învățăm în același timp despre arta de a ține prezentări. E un fel de vrei să fii milionar în public speaking. Perfect. Care. Vrei să fii milionar? Nu, dar vreau să câștig. Bun. Acestea fiind zise, vă invităm pe voi, cei de acasă, să răspundeți la provocarea lansată de mine mai devreme, la care răspund și Claudiu Popa, bineînțeles și eu.
dacă anul 2020 ar purta titlul unui discurs pe care l-ai ține în comunitate, care ar fi acesta? Greu de ucis 2020 e din partea mea. Ia uite ce zice Leontin Ciobanu. Dacă aș primi un leu pentru fiecare infectat. Ok. Dați un leu pentru Ateneu. 2020, trial and error. Ne zice un... Nice. Da, foarte frumos. 404 error, not found. Mi-e frică, dar exist, Rusaneta. Mulțumim. Mulțumim, bun, dragilor. Da, ce să zic, Claudiu, suntem în a doua săptămână din ianuarie 2021. Deși este prima seară de practică, suntem în a doua săptămână. Asta înseamnă că avem discursuri mixte astăzi. Tocmai am extras cuvintele pentru Andrei Dicker. Tema lunii ianuarie este... Start, restart. Bun. Hai să-l introducem în arenă pe prietenul nostru, Andrei Dicker, care a luat și locul 4 la Campionatul Național de Discursuri Online, sezonul 2, Claudiu. Și spun oficial să fie discurs. Drop the mic. Iar eu pot să spun bună pentru prima dată în anul acesta, pentru prima dată la seara de practică. Stai să-mi pun și... Stai că te aud imediat, Andrei. Da, uite, are în joben Andrei Dunuță. Imediat. Ia. Uite, Claudiu, să-ți dăm căștile să-l auzim frumos. Muchas gracias, senior. Probă? Bine. Bună seara. Ia să vedem. Bună seara, Andrei! Imediat te vom și auzi. Gata, te auzim. Cred. Andrei, ne auzi? Hai că verificăm toți, nu-i problemă. Eu odată, Andrei Dicker odată, Andrei Dunuță apoi. Andrei Dicker ne aude, ok, am citit pe buze. Dar nu se aude de la el. Da, Andrei, nu se aude microfonul. Pentru că nu e așa, 2021 e într-un fel sau altul o continuare a anului trecut. Hai că am zis bine, ești pe mute, ia cuvântul. Ia. Acum auzi? Citim pe buze, Andrei Dicker. Acum ne auzim? Nu, încă nu. Încă nu? Gata. Da, mi s-a făcut semn, cred că e ok. Ia. Da? Okay. Bună seara, Andrei Dicker! Salut, salut! Așa mai vii de acasă, domnule. Mă bucur să te revăd. Speaking îți dorește un an remarcabil și ne bucurăm că suntem împreună. Andrei Dicker, le spunem celor care ne urmăresc. Tocmai am extras pentru tine urs și parcurs. Practic sperăm că te-ai pregătit ca ursul pentru un parcurs de excepție. Hai să drop the mic, oameni buni, ce să mai lungim. Iată-l și pe Andrei Dicker de data asta ilustrat. E antrenat de Roxandra Marinescu. Este primul care sparge gheața în 2021, primul care drop the mic în 60 de secunde. Ce a pregătit Andrei Dicker pentru noi toți se numește 3, 2, 1, să fie restart. Și ar mai fi o chestie. Păi să nu extragem noi și pentru următorul? Ia să vedem. Și o să te rog frumos, Andrei Dicker, da, uite bolul, tu zici stop. Stop. Mulțumesc, Andrei Dicher. Drag. Cuvintele pentru speakerul următor, Irina Perju. Estem. Criză și priză. Irina Perju, două cuvinte. Criză și priză. Le pun deoparte. Gata, domnule, gata, mister. 60 de secunde sunt ale lui Andrei Dicker. 3, 2, 1, restart, să fie discurs! În februarie 2020 am dat startul maratonului, discursurilor. Ca un atlet adevărat, am parcurs fiecare seară de practică până la începutul Olimpiadei de vară, Campionatul Național de Public Speaking.
Dacă Usain Bolt este cel mai rapid atlet din lume, Andrei Dicker spunea discursurile de zici că le recita. De ce? Pentru că nu avem un de ce puternic. Te-ai întâlnit vreodată față în față cu ursul în pădure? Sentimentul ăla de paralizie și groază l-am avut eu când am fost eliminat din prima etapă a campionatului. Restartul meu însă a venit repede în bootcamp-ul de public speaking, unde am înțeles foarte clar că un speaker adevărat le vorbește oamenilor din corazon. Dragii mei, nu este important de câte ori vă dați restart, atât timp cât ajungeți la finish-ul dorit. Hei, salutare Andrei, felicitări! Hai să comentăm un pic discursul. Începem cu tine, bineînțeles. O avem și pe Ruxandra Marinescu, antrenorul tău. Bună, Ruxandra! Salutare, salutare, comunitate, la mulți ani! La mulți ani, dragă noastră, și tuturor celor de acasă. Hai să facem un fel următor. Tradiția este așa. Începe Andrei Dicker plus Delta, adică ce i-a plăcut, ce ar face diferit sau mai bine. Ruxandra, nuanțezi și apoi punctezi și eu la final cele spuse anterior. Mi s-a părut foarte tare experiența asta cu două cuvinte puse pe oferite pe loc. Îți schimbă un pic modul în care vezi discursul. Ce aș îmbunătăți, poate să fac un final mai de impact. Asta ar fi delta meu pentru mine momentan. Iar ce mi-a plăcut, eu consider că am implementat bine cuvintele. Acum sunt curios să văd și părerea voastră. Le mai poți spune celor de acasă cum ai integrat cele două cuvinte? Urs mai... și parcurs. Să mai spun încă o dată pasajele alea sau cum am algoritmul? Da, cum te-ai gândit și cum le-ai integrat? Am gândit un discurs care să fie cumva un pic autoironic la adresa mea și am lăsat câteva propoziții deschise, le numesc eu. Și atunci mi-a fost foarte ușor să integrez cuvintele respective. De exemplu, la pasajul unde am spus că, la fel ca un atlet adevărat, am alergat la fiecare seară de practică. Aici am spus am participat, nu? Am parcurs fiecare seară de practică. Bun, și la urs? La urs aveam în plan, pentru că am pornit cu Usain Bolt și alergător, pe partea de atletism, am creasem discursul în ideea în care ai alunecat vreodată pe țărână. Înseamnă că știi sentimentul ăla de usturime și penibil când stai întins pe jos. Și atunci mi-a fost ușor să fac paralela cu ursul acolo. Așa m-am gândit să-l integrez. Ok. Ruxandra, cum ai văzut discursul? Mie mi se pare că este un rezumat foarte bun al întregului parcurs al lui Andrei avut în comunitate și că va puncta începutul anului 2021 foarte bine, pentru că are un rezumat, o esență cu toate reușitele lui din 2020. Andrei este foarte talentat la analogii și din cauza asta i-a fost foarte ușor, datorită acestui talent, i-a fost foarte ușor să le integreze pe loc, plus că noi la antrenamente ne-am antrenat în continuu cu cuvinte random. Deci eu i-am dat la fiecare antrenament cuvinte cu care să se antreneze. Și overall, da, într-adevăr, întotdeauna poți găsi un final mai de impact. Oricum l-am îmbunătățit față de cum era inițial. Așa da. Că... da, cam atât. Okay. Mulțumesc. E de punctat următorul aspect. La plus, mi-a plăcut faptul că ai venit cu povestea de la primul campionat, care te-a făcut vulnerabil. Asta în prima parte a poveștii. Dacă nu uităm așa la modelul de storytelling pe care tu ai ales să construiești. Ai avut foarte mișto bucata aia cu venitul spre cameră, acel zoom-in care a adus un pic de sare și piper. Dacă ar fi să mă uit la un aspect pe care l-aș îmbunătăți la discurs, ar fi a doua parte a discursului. Să intru pe schimbarea care s-a produs după
mini-eșecul de la campionatul sezonul 1 și întoarcerea mea din bootcamp, adică a ta în cazul de față, să mai am timp să postez ce s-a schimbat. Okay. Pentru că lumea nu știe ce s-a schimbat. Ai trecut direct în concluzie și practic în structura asta de storytelling ești obligat, mai ales într-un minut, să rezervi 10-15 secunde să le explici oamenilor în antiteză cu conflictul cum ai soluționat treaba asta. Nu doar că ai mers la bootcamp, ci ce s-a întâmplat mai departe. Am înțeles. Avem un model de storytelling pe care tu îl știi din bootcamp, care are 9C, iar unul dintre cei 9C este change, schimbarea, care este spre final. Discursul sună așa pe final. Dragilor, după ce am participat la bootcamp, mi-am făcut curaj și m-am întors la cel de-al doilea sezon al campionatului. Ce credeți că am făcut? Toată experiența asta m-a ajutat să iau locul 4. Cum? Antrenament, mindset corect, ceea ce vă doresc și vouă, iată, iată, iată. Și intrai în concluzie. Sunt 12 secunde, 13, dar ele sudează acum discursul. Sigur. Tu știi ce ți s-a întâmplat, dar noi nu știm. Vorbesc de noi cei de acasă, pentru că eu știu, dar eu vorbesc în numele publicului care întotdeauna este suveran. Trebuie să iei decizii și pentru cei care nu știu ce știi tu. Corect. Da? Bun, deci pentru cei de acasă, dragilor, în finalul tuturor poveștilor pe care le spuneți, în seara noastră de practică, la muncă, în oricare alt context de public speaking, pe final ești obligat, obligată, după caz, să închizi bucla și să povestești, să răspunzi la întrebarea ce s-a schimbat cu eroul. Poți fi tu eroul, poate fi un alt personaj, depinde despre cine e povestea. Da? Bun, asta aș schimba în structura asta de discurs. Altfel, felicitări, ești un erou al comunității, un exemplu de consecvență, de rezistență, așa nu știu cum să spun. Și îți mulțumim încă o dată pentru că ai spart gheața și în 2021. Cu drag. Bravo, Andrei. Rămâi aproape pentru că după următorul discurs al Irinei Perju urmează Speak Quiz. Da, știu că e una dintre lucrurile tale preferate. Asta le spun și celor de acasă. În maxim 10-15 minute ne jucăm împreună, vă dăm un cod, intrați pe kahoot.it și răspundem împreună la 6 întrebări. Și facem, ne jucăm și facem și un clasament top 3. Bun, bravo Andrei, mulțumim Ruxandra pentru antrenament, keep up the good work și ne vedem la quiz în cealaltă seară de practică. Claudiu, hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Se întâmplă, Andrei, pe pagina de Facebook Speakings, Alexandra Văcărețiu comentează un an în roller coaster. Ceea ce mă face, dragilor, încă o dată, adică am luat și eu asta cu dragilor, să vă spun că vă întrebăm în această seară dacă 2020 ar putea să poarte un titlu, care ar fi acesta? De la un singur cuvânt la mai multe, Alexandra, mai devreme vă spuneam, un an în roller coaster. We are the champions, my friend, citesc din partea unui alt utilizator. Mare mulțumesc pentru răspunsurile voastre, nu de alta, pentru că le centralizăm pe toate și mai povestim un picuț despre ele până la final. A fost Andrei Dicher. Iar drop the mic continuă pentru noi toți cu Irina Perju. Am tras puțin mai departe, pentru că suntem la discurs mixt, criză și priză. Încerc să vă arăt, dar uite că albul, uite aici. Criză și priză pentru Irina Perju, antrenată de Alexandra Coravu. Le vedem împreună imediat la momentul lui Andrei Dinuță, la momentul analizei. Până una alta, Irina Perju, bună seara în 2021! Bună, Claudiu, mă bucur să vă revăd. Hei, și noi pe tine, Irina, bine ai revenit pe scena Speakings, oameni buni, și dacă va fi mai bine. Ce întrebare potrivită la început de an vine din partea Irinei? Iar eu zic 60 de secunde. Tragem acum? Nu tragem acum. Tragem acum. Nu, încă mai mărim suspansul. Aici e bolul, Irinuca, dar mai așteptăm puțin. Sunt 60 de secunde ale tale. Să fie Irina Perju, să fie discurs. Cum să-ți dai restart câtă vreme ți-e frică? Bași televizorul în priză, îl pornești și pare că lumea se sfârșește.
Ești pe stradă și pare că ai uitat să oprești televizorul. În sufletul tău e o adevărată criză. Ți-ai dorit să faci altceva. Să-ți dai demisia? Ai nebunit? Tu nu vezi ce vremuri trăim? Se aude vocea mamei tale în telefon. Ca să o liniștești, spui că o să te mai gândești la asta. Dar în același moment abandonezi foaia albă pe birou, cu tot cu gândul că e momentul pentru o schimbare. Ți-e frică. Tuturor ne e. Eu nu știu să-ți spun ce de cealaltă parte a fricii, pentru că am făcut pasul doar pe jumătate. Dar văd în jurul meu atâția oameni care l-au făcut deja. Unii și-au dat restart pe un șantier, construind case pentru cei nevoiași. Alții a dormit la masa din bucătărie, studiind până dimineață pentru un nou job. Primul meu restart a fost înțelegerea nevoii de unul. Următorul e după colț. Mă așteaptă să-mi iau frica de mână și să-mi arate un nou drum. Ce zici? Vii cu mine? Vii cu mine? Aceasta este întrebarea cu care Irina Perjiu închide discursul. O salutăm și pe Alexandra Coravu. Bună seara, la mulți ani! Bravo, Irina! La mulți ani, dragă Alexandra, la mulți ani, Irina! La mulți ani! Ia să vedem. Începem cu Irina. Irina, cu plusuri și delta, cum ai văzut discursul tău? Mi era dor de un discurs, să fiu sinceră, și mi-a plăcut. Adică mi-a plăcut de momentul în care am început să-l construim. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost partea asta de a introduce cuvinte noi, pentru că m-a challenge-uit puțin, eu eram obișnuită cu o formă fixă a discursului și asta m-a ajutat să-mi ies un pic din zona mea de confort. Ce aș îmbunătăți? Poate la claritatea poveștii și în zona de final. Eu nu am venit neapărat cu o poveste personală, doar le-am văzut pe cele din jurul meu. Dar cred că aici aș fi îmbunătățit puțin la claritatea ideilor. Claritatea ideilor, să vedem ce spune și Alexandra Corau. Mi-a plăcut mult livrarea, mi-a plăcut că a fost relaxată și nu s-a văzut că cele două cuvinte introduse au fost așa primite pe nepusă masă. Ce aș îmbunătăți, mi-e destul de greu să zic, pentru că mie mi se pare că na, a ieșit superb. Poate tot la partea de poveste, dacă ar fi fost să alegi să mergi pe o poveste personală, așa cum ai punctat și tu. Dar nu mi se pare un minus atât de mare, mi se pare doar un alt fel de a face discursul. Da, sigur, aici noi analizăm discursurile și antrenăm speakerii noștri după metodologia 5S, strategie, structură, substanță, stil personal și sare și piper. Iar Irina stă foarte, foarte bine la capitolul stil personal și a construit brandul ăsta personal de a veni mereu cu mesaje puternice, cu concepte care sunt creative și pline, pline de substanță. Acum, normal că alegerea asta vine și cu minusul ăsta, cu ghilimele, de a nu fi confortabilă ea să își vândă poveștile personale în centru discursurilor. Asta odată câștigă, asta odată pierde, că așa este în viață. Pierzi, câștigi, jucător te numești, pardon, speaker te numești. Și ideea este că plusul în discursul ăsta, Irina, a venit pe introducerea cuvintelor. Am văzut că ai ales strategia asta să deschizi repede cu cuvintele, să scapi cu ghilimele de ele. Și au intrat foarte bine acolo. Ai deschis pe o întrebare, ai pus acolo ideea asta de priză și în câteva secunde a venit replica cu ești într-o criză. Da. Deci cumva sunt mai multe variante aici pentru cei care vor ține discursuri în săptămâna 2 din februarie de a integra cuvintele. Prima este cea folosită de Irina, să integrezi repede cuvintele ca să scap de ele, cu ghilimele să scap. Deci aleg prima parte a discursului. Există unul în deschidere, unul în închidere, să mi le pun așa în antiteză. Sau există, le văd imediat în interiorul poveștii, pentru că se leagă, cumva cum a făcut Dicker mai devreme, da, în care pur și simplu a înlocuit niște sinonime, niște cuvinte care erau pe acolo. Și a patra este să le pun în închidere. Da? Deci pot să fac în deschidere, pot să fac în închidere, pot să alternez în funcție de unul deschidere, unul în mijloc, un mijloc cu închidere, sau să schimb în mijloc, în interiorul poveștii. Cunoscând foarte bine povestea, of course. La capitolul
delta, adică ce aș face diferența mai bine, eu aș aloca povestea asta personală ca un ping-pong ghirina. Tu ai ales să construiești 40-45 secunde pe cum ai văzut lumea din jurul tău. Uh-huh. Dar în momentul în care zici și mie mi s-a întâmplat, iată nu știu ce, nu mai ai timp să dezvolți. Și pare doar un checklist de multe ori. Poți, de exemplu, să iei secundele astea și să mai adaugi 3-4-5 și să integrezi 3-4-5 în prima parte, 3-4-5 pe la 30-40 de secunde și 3-4-5 pe concluzie. Și atunci devine un pic mai echilibrat discursul, făcând un mix între teorie, ghilimele, poveștile altora și experiența mea, care vine să asezoneze, să puncteze în fiecare moment cheia al discursului. Uh-huh. Vorba Alexandrei, nu este rău, este doar un alt tip de discurs. Dar așa cum ai spus mai devreme că ți-a plăcut să fii challenge-uită de introducerea cuvintelor în discurs, challenge-uiește-te și cu, hai să mă joc un pic cu povestea personală să-mi țină structura discursului. Uh-huh. Da, să fac așa un ping-pong, cum se numește. Adică o dau în afara experienței mele, mă joc un pic cu touch-ul meu personal, iar o țin sus pe portativ, iar o iau la mine în ogradă. Și în felul ăsta există mai multă muzicalitate în discurs. Da? Repet, nu este obligatoriu, este o chestie de gust, dar îți dezvoltă, știi cum e, arsenalul de pe care l-ai la dispoziție ca speaker. În timp ți-ar putea să-ți placă treaba asta și să schimbi din ce în ce mai mult dozajul dintre experiența mea personală și în afară experienței mele personale. Ești o persoană foarte profundă și cred că lumea e interesată să vadă și experiențele tale personale. Mi-aduc aminte de experiența din Vama Veche, din semifinalele unui sezon al campionatului național de discursuri online. Care aia, știu că am intrat la antrenamente cu tine și Răzvan Anania, antrenorul de atunci, și exact asta ți-am zis. Hai să facem structura pe experiența asta. Zic un pic, mai teoretizez, iar cobor în experiență, iar... Și a fost foarte tare. A fost un discurs foarte frumos, care îți pune relief și partea asta de filozofie, dar și experiență personală. Bravo! Mulțumim foarte mult, Irina! Mulțumim, Alexandra, pentru antrenament. Sunt curios ce răspundeți la speak quiz-ul care urmează. Sunt 6 întrebări. Sigur, Alexandra e complice la crearea lor. De ce? Pentru că vă spun, în premieră mondială, internațională și națională, Speakings pregătește primul board game de public speaking din lume. Nu mai există un board game de public speaking, suntem pe ultima 100 de metri, vineri ne jucăm cu varianta 1 și abia așteptăm să vă povestim, să-l lansăm oficial și în comunitate și pentru publicul larg. Așa că, Irina, dacă ajungi prin București vineri, poate ne și jucăm. Ar fi fain. Bine, mulțumim, toate cele bune, dragilor, și rămâneți pentru speak quiz. Bine, fetelor? Da, da. Acasă. Iar Alexandra Coravu a fost unul dintre antrenorii care au contribuit la construcția board game-ului Claudiu. Doamne, abia l-aștept. Ideea însă și de board game în public speaking. Dragilor, sunteți pregătiți? Bun, fiți atenți. Avem codul PIN. L-avem, l-am trimis echipei. Superb. Aveți în comentariu unde puteți să vă înscrieți. Intrați pe kahoot.it. Hai, Claudiu, să intrăm și noi, să proiectăm jocul. Da. Deci intrăm pe kahoot.it și introducem în codul de joc ceea ce v-au spus colegii mei. Bogdan, avem comentariu pus, nu? Cu superb, 5-4-4, 20-30.
Hai să dăm full screen acolo, Claudiu, în dreapta sus. Muzică frumos, să rămână pe fundal. Super! Hai să ne înscriem. Claudiu, cred că vreau să dai drumul și la muzică. Eu aud, uite, dau puțin mai tare. Mai tare. Mai tare un pic. Suntem deja 8, 9, 10, rachetuța, Ioana. Haideți, dragilor, să ne jucăm. 6 întrebări despre strategie am ales astăzi. În fiecare săptămână o să abordăm unul dintre cei 5 S. Metodologia speaking, strategie, structură, substanță. Sare și piper și stil personal. Și astăzi este despre strategie, Claudiu, și o să o comandăm împreună. Nu mai mă ține de vorbă, nu mă pot înscrie în concurs. Kahoot.it. IT.it. .it, Claudiu? .it e cu Italia? Da. Tare. Hai să vă vedem, dragilor, ce jucăm aici. Uite și pe Hruskovski. Îl salutăm pe Andrei Hruskovski, unul dintre antrenorii echipei Speakings. 20 de bucăți, cum s-ar zice, Claudiu, suntem aliniați la start. 22, 23, 25, iată și pe Klaus. Klaus, te rog frumos să răspunzi înainte să comentăm. Să vedem dacă răspunzi corect. Absolut. Claudiu nu știe răspunsurile, ca să știți, și nici întrebările. 26, Geo. Haideți, pe ultima sută de metri, cine se mai alătură jocului nostru? Bun, hai să recapitulăm. Intrăm pe kahoot.it și introducem codul de joc 544-20-30. 6 întrebări despre strategie. Începem, cred, nu? Bun. Hai să începem. Claudiu, te rog să dai start. Seara de practică, 12 ianuarie 2020, dragilor, și începem. 3, 2, 1. Să fie întrebări. Când susții un discurs, cel mai important, ești tu. Fără speaker nu există speech. Este mesajul. De asta vorbim în public, pentru că avem un mesaj de transmis. Este publicul. Publicul este suveran, nu-i așa? E titlul. Prima impresie contează. Trebuie să vă spun că puteți să aveți un singur răspuns la această variantă. Avem 60 de secunde la dispoziție, Claudiu, să vedem ce spun cei de acasă. 23 de răspunsuri deja, 24. Uite, pe mine mă întreabă, genius machine? Yes! Când susții un discurs, cel mai important este, ia să vedem ce răspund cei de acasă. Hai să vedem, sunt tare curios, Claudiu. 28 de răspunsuri, foarte tare, 29. Hei! Foamă, cât de echilibrate au fost primele trei. Colegul meu, Dan, Claudiu, îmi spune incorrect și Claudiu a răspuns corect. Păi hai să vedem, dragilor, cum ați răspuns aici, pentru că răspunsul corect este mesajul. De asta vorbim în public, pentru că avem un mesaj de transmis. Văd că a contat foarte mult și varianta C, Claudiu. Corect. Este publicul, oameni, pentru că nu e așa, publicul e suveran. Am fost tentat, recunosc. După care m-am întrebat, dar dacă răspund eu și albastru și portocaliu? Dar nu s-a putut. Și triunghi și cerc, dar am mers pe prima variantă. Da. Dragilor, vorbit în public este despre a transmite un mesaj. Acesta este scopul unei prezentări, Claudiu. Scopul unei prezentări, dragilor, scopul unui discurs este de a transmite un mesaj. Punct. Deci cel mai important aspect atunci când vorbim în public este mesajul pe care îl transmitem. Atenție, cel mai important, pentru că toate sunt importante, și publicul și speakerul, în ordinea asta. Mesaj, public, speaker. E triunghiul magic din public speaking. Hai să vedem exact ce s-a mai răspuns. Ești tu, fără speaker nu există speech. V-am indus în eroare aici, dragilor, recunoaștem. Nu, speakerul nu este cel mai important,
ci publicul. Hai să vedem clasamentul după prima rundă, Claudiu. Dragilor, după prima rundă, iată cum stăm, Gabi S este pe primul loc cu 932 de puncte, Leontin 902 puncte, Klaus, care îi suflă din ceafă. Suflă din ceafă. Din ceafă sau în ceafă? În ceafă. 887. Bun, dragilor, mulțumesc pentru prima întrebare. Sunteți pregătiți pentru a doua întrebare? Minunat, pregătiți-vă mânuțele. Cei care v-ați înscris, răspundeți. Cei care nu, vă invităm să vă gândiți. Cei care nu v-ați implicat deocamdată oficial în joc, puteți să răspundeți. Hai să vedem, Claudiu, next. Întrebarea numărul 2. Care ar fi o greșeală privind strategia unui discurs? Claudiu? A. Să te inspiri din experiențele personale. B. Să stabilești finalul discursului. Cu spontanitatea cum rămâne? C. Să începi discursul cu o glumă. Te conectează cu publicul. D. Să te încadrezi în timp. Dacă e important ce spui, timpul nu contează, Claudiu. Claudiu mi-e se frică. Gândește. Mi-e frică ce am răspuns. Haideți să vedem. Deci, repet, întrebarea este care ar fi o greșeală privind strategia unui discurs, nu care este o bună practică. Aveți un stil de a le întoarce, Andrei Dumuță și echipa de traineri. Uite așa pe la Buzău, Via Tel Aviv și te... Dar bun, am prins skepticism. Sper. Să te inspiri din experiențele personale, să-ți stabilești finalul discursului, să începi discursul cu o glumă, să te încadrezi în timp. Care ar fi o greșeală privind strategia? Care ar fi o greșeală? Răspuns corect, CEU. Văd că aici sunt în majoritatea și Claudiu Popa a răspuns ce? În majoritate și eu. Da, să încep discursul cu o glumă, dragilor, este o greșeală, pentru că, sigur, este o greșeală în linii mari, pentru că, Claudiu, dacă stilul tău personal este... Eu am ezitat, cum? De ce n-aș începe cu o glumă? Da, dragilor, dacă stilul vostru personal este... pe sistemul Mihai Bobonete al grupului, Faceți-o. Dar în general nu este recomandat în topul deschiderilor la nivel mondial, da, stabilit de către profesioniști în domeniu, de către oameni care câștigă bani, să deschizi cu o glumă. De ce? Pentru că în general, statistic, pierzi mai mult decât câștigi. E ca și cum ai juca ruletă rusească. Oricât de bun ar fi. Oricât de bun ar fi. Singura formă de glumă acceptată, dar atenție, gluma este o nișă a umorului. Corect. Iar singura nișă acceptată, unanim acceptată, ca fiind accesibilă tuturor, dragilor, din umor, este autoironia. Ok. Deci să încep cu o glumă, pentru că ție, Claudiu, ți-a plăcut la tine pe scară și ai râs, nu înseamnă că dacă tu o spui... lumea va râde și este relevantă. Dar îmi cresc șansele dacă încep cu autoironie? Da. Doar că autoironia nu e neapărat glumă, este umor și este un umor fin care nu neapărat face oamenii să se hăhăiască, dar este inteligent modul de a deschide cu autoironie. Dar gluma per se nu este indicată. Hai să vedem, Claudiu, calendarul, doamne, clasamentul după două runde. Și iată, Gabi S în continuare conduce. Bravo, Gabi! A urcat Ale, 1760 de puncte. Iar Klaus stagnează pe locul 3. Bravo, Claudiu! Laurici vine puternic pe locul 4 și Irina cu 3 de A este pe locul 5. Hai să vedem întrebarea 3. Pregătiți mânuțele pe tastatură. Întrebarea 3 din 6. Scopul, scuză, mijloacele, când vrei să fii memorabil într-un discurs, Claudiu? Da, da. Merită să fii memorabil cu orice preț? Da, atâta timp cât respecti publicul și agenda evenimentului. Da, vorbitul în public este despre a face spectacol. Nu, degeaba faci spectacol dacă mesajul nu e relevant. Hai să vedem ce răspundem aici. Scopul, scuză, mijloacele, când vrei să fii memorabil într-un discurs? Da sau nu? Am dat cu bățul în baltă, am așa un feeling. Triunghi, romb, cerc sau pătrat. Trei de dauri și un nu. Interesantă aranjarea răspunsurilor, a variantelor de fapt. 21 de răspunsuri. Scopul, scuză, mijloacele, când vrei să fii memorabil? Cum te-ai gândit, Claudiu, aici? M-am gândit că nu.
Ai influențat acum. Nu trebuia să-mi dai răspunsul, ci cum te-ai gândit că... M-am gândit că nu m-am gândit, dar nu mă lași să termin. Răspunsuri corecte sunt albastru și cu verde. Deci cei care au răspuns una din aceste două au răspuns corect. Văd că toată lumea s-a împărțit aici, Claudiu. Tare, foarte interesant. Tare. Ideea este că răspunsul corect, complet, sunt amândouă. Am înțeles. Dacă le punem pe amândouă. Dar e bine și așa, trebuie să înțelegem că răspunsul verde este mai corect decât răspunsul albastru, dacă am face un clasament. Dar, bineînțeles, vom acorda puncte tuturor celor care au răspuns, fie albastru, fie verde, fără prea multe comentarii aici, dragilor. E foarte important să nu abuzăm de ideea asta de a fi memorabil, pentru că este egocentristă. E un mindset la strategie. Noi vorbim despre mindset, despre cum privești lucrurile, despre cum îți alegi ideile mari, despre cum vezi vorbitul în public și cum îți alegi strategia discursului. Mesajul este un capitol din strategie. Așa că, de exemplu, așa că, dragilor, să faci spectacol cu orice preț nu este indicat, decât dacă mesajul este relevant. Da? Bine, și aici mi se pare că sunt foarte mulți dacă respecti, vezi că scrie da, atâta vreme cât respecti publicul și agenda evenimentului, ceea ce înseamnă că eu trebuie să fiu conștient de public, de agenda, de fapt toate ingredientele. Da. Sigur, uneori publicul te iartă dacă într-un discurs de 10 minute ai 30 secunde peste, dacă ai fost memorabil într-un mod relevant pentru public și pentru mesaj. Bravo, dragilor! Hai să vedem clasamentul după 3 întrebări. Gabi S, incredibil! Bravo, Gabi S, locul 1. Dură, dar severă. Bine, se păstrează clasamentul după primele. Așa pare. Da. Hai să vedem întrebarea numărul 4. Pam, pam, pam! Ia să vă văd aici cum răspundeți. Putem vorbi despre pasiunile noastre într-un discurs? Triunghi. Nu, pentru că pasiunile sunt subiective și fiecare are pasiunile lui. Da, pentru că e important ca discursul să fie despre noi. A treia variantă, da, pentru că reprezintă una dintre cele 3 surse de inspirație recomandate. Nu, pentru că pasiunile nu se pot rezuma în câteva minute. E indicat să vorbim despre pasiunile noastre într-un discurs. Da sau nu, dragilor? Gândiți-vă de ce da, de ce nu. Îl văd pe Claudiu Popa că și-a înregistrat răspunsul. Avem 2 de da și 2 de nu, practic, în variantele de răspuns. Mai puțin de 20 de secunde rămase, deja peste 20 de răspunsuri. Apropo, de la bun începutul jocului, voi când gândiți, trainerii, cei care gândesc aceste variante, iau în calcul că poate să fie una, două sau toate? A fost vreodată ceva? Nu. Ia să vedem, Claudiu, majoritatea răspunsurilor. Felicitări, dragilor, ați răspuns galben, da, pentru că reprezintă una dintre cele 3 surse de inspirație recomandată. Bravo tuturor! Da, pasiunea, deci, pentru cei de acasă, moment educațional. Dragilor, când vă gândiți mâine să țineți un discurs la muncă, te gândești, băi, care este mesajul cu care vreau să las oamenii? Este primul aspect important. Și al doilea, mă gândesc, băi, de unde să mă inspir, Claudiu? Păi din pasiunile mele, să spun o poveste din pasiunile mele. Pentru că pot să fac o analogie cu orice este relevant în business astăzi. Trebuie să vă spun că trendul internațional în public speaking recomandă să venim cu analogii puternice din zona personală, chiar dacă vrem să vindem o idee în business. Pentru că până la urmă poveștile personale din pasiunile noastre conectează oamenii. Toți avem pasiuni, toți putem rezona, deși poate nu facem șah, dar pot rezona. Super, ia să vedem clasamentul, dragilor, cum arată după 4 întrebări. S-a schimbat liderul, Claudiu cel Popa. 3574 de puncte o trimit pe Ale, pe locul întâi, urmată de Laurici, care a crescut. Și consecventul Claus. Irina, o urcare foarte interesantă pe poziția a patra, vedem marcată și de aplicație. Irina has a streak with 4 correct answers la rând. Bravo, Irina, peste 3000. Și Răzvan foarte, foarte aproape. Hai să vedem întrebarea numărul 5. Întrebarea numărul 5, pregătiți răspunsurile. Un avocat bun cunoaște legea. Un avocat genial cunoaște judecătorul, Claudiu.
La ce se referă acest citat în public speaking? Roșu, să ai cele mai convingătoare argumente. Albastru, să cunoști foarte bine conținutul discursului. Sau să te împrietenești cu publicul înainte de discurs, ori să cunoști bine publicul. Este un citat al lui Al Pacino din Avocatul Diavolului. Nu răspund, vreau să fiu onest. Nu răspund. Păi pentru că mi-au povestit trainerii. Nu contează, răspunde la întrebare. Cum consideri tu că ai învățat din experiența lor? Hai, Claudiu. 15 secunde și 19 răspunsuri deja. Iată, peste 20. Oricum, poza bună. Faină. E făcută de Claudiu Popa, ca să știți. Este o poză de la un team building pe care l-am avut cu o companie. Hei, hei, hei! Verde, Claudiu, să cunoști bine publicul. Bravo, oameni buni. 19 răspunsuri totuși, da, în zona asta. Deci, în proporție foarte, foarte mare, oamenii de acasă au răspuns corect. Felicitări, dragilor, într-adevăr. Un avocat bun cunoaște legea, un avocat bun cunoaște judecătorul. Se referă să îmi cunosc bine publicul înainte de discurs. E un citat? N-are autor. Al Pacino. Aaaa. Avocatul diavolului, Claudiu. Foarte fain. Eu eram avocatul și tu erai diavolul. Hai să vedem cum arată clasamentul după răspunsul. Hai să dansăm, cum ar spune diavolul. A, le rămâne pe primul loc 4.493 de puncte. Bravo, uite cum a urcat Irina, peste 4.000 de puncte. Răzvan la surclasat, detronat, cum să-i spunem. În orice caz e prezent pe podium Răzvan, odată cu a cincea întrebare. Bravo, Răzvan, am coborât pe poziția a patra și Gabi este 3.702. Interesant, uite, 5 jucători au răspuns de 4 ori la rând. Da. Corect. Ultima adică. Întrebare, Claudiu. Hai da. Atenție la neatenție, dragilor, să vedem cum închidem concursul. Imaginează-ți, ai 5 minute la dispoziție ca să susții un discurs. Ce faci prima oară? 1. Alegi tema. 2. Te gândești cum să interacționezi cu publicul. 3. Alegi mesajul discursului și povestea. 4. Te gândești cum deschizi și închizi discursul. A, să te văd, Claudiu! Că e în dubii, Claudiu! Poți să... Hai să vă vedem, dragilor, ce răspundeți. Așa. Aveți 5 minute la dispoziție ca să susțineți un discurs. Ce faci prima oară? Pac, imediat. Claudiu, ai 5 minute să ții un discurs. Și din gândul ăsta trebuie să răspunzi. Corect. Așa am și făcut-o. 24 de răspunsuri. Să vedem ce spun cei de acasă. 5, 4, 3, 2, 1. Să fie răspunsuri. Wow, băi, dar să știi că în comunitatea Speakings oamenii sunt din ce în ce mai cunoscători. E clar că urmărind în fiecare marți seară live-ul, deja răspunsurile noastre sunt simple pentru ei. Și eu știi cum, după ce am fost o vreme pe locul 3, întrebările acum, probabil sunt că sunt departe. Hoții, hoții! Tu ce ai răspuns, Claudiu? Alegi tema. Alegi tema. Uite-mă, sunt singurul cu triunghiul roșu. Claudiu Popa. Claudiu Popa a răspuns roșu, deci a ieșit din top 5. Sunt curios. Hai să vedem, dragilor, pe cine premiem top 3. Dar încă o dată, de subliniat. Deci prima oară alegi mesajul discursului și povestea. Dragilor, deja aleg două lucruri, Andrei, nu aleg unul. Aleg mesajul discursului și povestea. De ce nu tema? Pentru că tema este o consecință a poveștii. E mult mai rapid să găsești povestea, tema după aia vine imediat. Dacă zic, ai 5 minute să ții un discurs, Claudiu, okay. Da, te gândești, voi, am 5 minute, care e mesajul? Ce vreau să spun? Fotografia te ajută să vezi lumea diferit. Iată un mesaj, ce poveste îmi vine? Când m-am apucat de fotografie, că m-a ajutat să ies din burnout. Bam. Cum se numește discursul? Care e tema? Pasiuni. Deci în ordine asta e mai ușor. Are sens? Să știți că este un moment educațional de față cu toată lumea pentru Claudiu Pop. 4, bun, ia să vedem, Claudiu, 4, ne vedem în toamnă, bine? Exact. Hai să vedem locul 3, aplauze furtunoase pentru Răzvan. Bravo, Răzvane. Locul 2, Irina Perju, cred, care a fost mai devreme alături de noi.
Și locul 1, Ale! Bravo, Ale! Felicitările noastre! Foarte, foarte tare! Și haideți să vedem în momentul de față ce facem, ce facem. Păi ieșim de acolo. Uite, difficult questions. Una singură. Da. Și ultima, da. Dragilor, sper că vi s-a părut frumoasă și utilă această rubrică Speak Quiz. Vă invităm să ne dați un comentariu pe Facebook. Cum a fost pentru voi să vă jucați? Hai să vedem că am fost aproape 30 de jucători. Hai să vedem exact cum ați experimentat. V-a plăcut? Ce sugestii aveți? Vi se pare utilă rubrica? Cristian Chirogeanu, Nachos ne spune. Andrei Dicher, sunt pe locul 3, dar invers clasament. Deci a jucat și Nachos. Da, s-a jucat și Nachos. Salutările lui Nachos, acest Cristian Chirogeanu al comunității noastre. Nu mai îi spune Nachos, nu mai spune Cristi Chirogeanu. Bun, dragilor, hai să vedem cum a fost pentru voi. Una peste alta, Claudiu, aș vrea să extragem cuvinte. O, da. Pentru următorul nostru speaker. Pentru Gabriela Savo. N-ai voie să te uiți. Facem schimb de... sau vrei să extrag eu? Nu, las că extrag eu, nu, că nu mă uit. Atenție. Superb. Arătăm și la cameră. Normal, neconvențional. Cele două cuvinte pentru Gabriela Savu. Cele două cuvinte. Mă adresez tuturor femeilor din comunitatea Speakings. Sunteți mult mai mult, sunteți foarte multe. Claudiu, vreau să-mi spui care sunt cele mai grele două cuvinte pe care bărbații le-ar considera în sensul ăsta. Ce vezi? Ați înțeles ideea. Superb. A dat cineva mai tare? Că să reluăm moment. Colegii mei bărbați, de asemenea Dan și cu Bogdan, sunt pe jos, hai să recunoaștem. Da. Și ei s-au identificat cu această idee. Au zis, bă mă, ce bine a zis-o Claudiu pe asta. De câte ori n-am, mă? Da, superb. Deci cele două cuvinte, cele mai grele cuvinte pentru bărbați sunt normal și neconvențional. În orice caz, cele două cuvinte pentru Gabriela Savu, următorul nostru speaker, pentru că vom continua cu Drop the Mic. Da, și eu sunt foarte curios cum văd cei de acasă rubrica asta, Speak Quiz, dacă li se pare utilă, așa că vă invităm cu toată dragostea să ne scrieți cum vi s-a părut, ce v-a plăcut, dacă vi se pare utilă. Ce sugestii aveți? Că poate ne dăm și noi seama ce putem să facem diferit sau mai bine. Oricum, tot în comunitate întoarcem ideile și îmbunătățirile. Dacă am putea să facem o emisiune întreagă, doar Speak Quiz. Yes. Eu am înțeles că ai fi spus dacă facem o emisiune doar cu întrebări pentru bărbați. Da, uite, dacă care să răspundă Cezar, femeile. Cezar Firicel, ce ar fi mișto să fie melodie pe fundal în surdină. Păi teoretic este. Nu știu, da, e o chestie de captură, Cezărică. Mulțumim pentru mesaj. Ajustăm. Am dat mai tare volumul. Însă final e o chestie cu captura. Da. Ok. Cezar, să știi că Kahoot are în general. Dar da. O să rezolvăm. Alina Ghinghina ne zice fan și educativ Speak Quiz-ul. Mulțumim, Alina. Așa să ne ajute Moș Crăciun. Una peste alta, am tras și cuvintele spontane, hai să mergem rapid, rapid, rapid. Și o invităm în aplauzele voastre furtunoase pe Gabriela Ceasavu. Bună seara, Gabriela, în 2021! Salutare tuturor! Sărut mâinile, mă bucur să te revăd, Gabriela. Bună, bună, Claudiu. Știi, nu trebuie să te mai întreb, dar verific și mă. Suflu de două ori cuvintele extrase. Ia să vedem. Păi nu, asta zic. Ia. Asta o scriză. Priză am avut, urs, parcurs. Normal și neconvențional. Și normal, exact. Hai că ai fost. Voiam doar să verific. Gabriela Savo, oameni buni, are 60 de secunde în față cu un titlu de discurs care se numește Hoțul. S-ar putea să vă fure tuturor cel puțin atenția. Până una alta, Gabriela, tu spui stop.
extragem cuvintele pentru următorul speaker. Pentru că Andrei, avântul tinereții, a spus ceea ce eu urma să zic, și anume tragem cele două cuvinte, extragem cele două cuvinte pentru speakerul următor. Ana Maria Strâmbeanu. Oh, Ana Maria Strâmbeanu. Când vrei tu, Gabriela. Uite, acum, Claudiu. Gata. Auzi, Gabriela, Gabriela, ți se pare că acest Claudiu Popa ar fi e bun? Și el la început. Nu, dar ar fi bun la Eurobingo să fie... Să fie majorete ceva? Zile, domnul Geo! Zile, domnul Geo! Uite-l și pe 4, el și pe 7! Zile, domnul Geo! Pion și campion, foarte ei, tare! Gabi, pentru... să știi că a fost la cursul meu de vânzări. Evident. De la pion la campion. Cred că de aia s-au tras cuvintele astea. Să le aduc în față. Nu rezolvăm, pentru că e foaie albă, iar ei nu mă crede. Pion, campion pentru Ana Maria Strâmbeanu. Gata. 60 de secunde sunt ale Gabrielei Savu. Hoțul să fie discurs. Imaginează-ți că trebuie să strângi recolta și ai 10 oameni la lucru. La un moment dat vine un hoț. 9 din cei 10 oameni prind hoțul, îl bagă în pivniță și îl țin strâns acolo. Câți oameni mai rămân să strângă recolta? Doar unul. Așa mă simțeam și eu acum ceva timp. Hoțul din inima mea erau dezamăgirile și remușcările. Un om care mă rănise era centrul discursurilor mele interioare. Până când mi-am dat seama, normal, dacă eu mă ocup mai mult de hoțul din inima mea, nu mai am putere să mă ocup de lucrurile cu adevărat importante. Tu te-ai gândit vreodată cine e hoțul din inima ta? Ce anume strângi cu putere să nu se vadă? Acel ceva te ține pe loc. Dacă vrei să dai restart neconvențional în noul an, alungă hoțul din inima ta. Recolta te așteaptă. Mulțumesc! Da, bravo, Gabriela Savu! O invităm în arenă și pe Alexandra Coravu, antrenorul Gabrielei. Bravo, Gabi! Bravo, Gabi! Ia uite cum se bucură antrenorul, e pe sistemul. Bravo, mă, e a mea, mă, e a mea! Copilul în parc, e al meu, mă. Bun. Gabi, voiam să întreb și pe tine și pe Alex, să vă întreb de fapt, dacă v-ați jucat speak-uiți mai devreme. Da. Păi, câștiga Gabi, erai la un moment dat pe locul întâi, tu erai Gabi S. Eu, da. Ah, ai pierdut pe 100 de metri. Cine au fost finale? Tu ai câștigat, Alexandra? A, da. Păi nu e corect. Sunt regulile, e o chestie tipică mie, se pare, în ultima vreme. Da, nu e corect. Deci trebuie să te detronăm de acolo, pentru că așa cum vă spuneam mai devreme, lucrăm la primul board game de public speaking din lume și în echipa de antrenori care construiește întrebări este și Alexandra Coravu. Înseamnă că a câștigat Gabi, pentru că și eu și Răzvan, amândoi pe podium, ce să vezi? Da, înseamnă că știți bine ceea ce faceți, pentru că altfel ar fi culmea să... Gabi, analizăm discursul tău cu plus și cu delta. Ce ți-a plăcut, ce-i face diferența mai bine? Exercițiul pentru discursul ăsta cu Alexandra a fost în primul și în primul rând să-l spun cu bucurie. O să mă uit și eu după ce am înregistrarea să văd dacă așa a fost. Cred că am fost mai bucuroasă decât la discursurile anterioare, asta pot să spun. Deci cred că mi-a ieșit, din punctul ăsta de vedere mi-a ieșit. Pe partea de expresie și de gesturi, iarăși simt că este un progres față de discursurile mele anterioare. Și ce să zic, e o temă care mi-e dragă. Îmi place povestea și zic că s-a legat destul de bine. Bun, mulțumim foarte frumos. Să vedem ce spune antrenorul. Gabi a avut o metaforă foarte frumoasă și o structură bună. Adică am terminat partea asta repede. Cu mesajul, povestea, structura au fost gata imediat. Într-adevăr am lucrat mult pe livrare și se vede progresul. Tot aici aș băga și la delta, dacă ar fi. Adică față de antrenamente se putea cu un pic mai multă relaxare. Te-ai grăbit un pic. Te-ai grăbit un pic și te-ai grăbit de la emoții. Și eu când am emoții mă grăbesc. Da, m-am grăbit. Uh-huh. Un pic m-am grăbit. Totuși, ai trecut peste încurcătură, mica încurcătură, ca și cum n-ar fi fost acolo, ceea ce iarăși este un progres.
Exact. Cădățile trecute, întrebare, dacă... întrebare de 1000 de puncte, Alexandra, te gândești la un moment specific când Gabriela s-a grăbit mai mult decât în altele și ar fi schimbat istoria discursului? Nu știu dacă ar fi schimbat istoria discursului. Per total ar fi schimbat istoria discursului dacă era un pic mai așezat, pentru că făcea niște pauze care punctau acolo. Mai aveam niște pauze de făcut. Tu te-ai gândit vreodată care e hoțul care te ține pe loc? Acolo mergea o pauză ca să puncteze mai bine. Erau mai multe astfel de momente în discurs. De la grabă nu s-au mai simțit la fel. Așa. Dar per total e un mare progres pe livrare. Asta e important să reținem. Și felul în care a integrat cuvintele. Fain. Da. Punctăm la mare plus conceptul, metafora cu hoțul, da, care a dat așa o frumusețe acestui discurs. Automat a și deschis niște uși de substanță mișto, de poveste, de callback-uri la ideea asta. Deci cumva un concept mișto din prima creează și premisele unei structuri în discurs. Mi-a plăcut că ai deschis cu imaginează-ți, una dintre deschiderile relevante care creează instant imagini. Și asta e un mesaj pentru cei de acasă. Când aveți prezentări și aveți nevoie repede de o imagine care să țină firul roșu al discursului, deschideți cu imaginează-ți. La plus aici, într-adevăr, la delta, deși intră la plus și faptul că ai avut un progres pe livrare, te-ai bucurat de discurs, dar nu suficient de mult încât să transmiți asta dacă ți-aș lua cuvintele și te-aș pune pe mute. Un exercițiu pentru tine, Gabi, pe care aș vrea să-l faci, pentru că știu că ești conștiincioasă și o să faci treaba asta, este și pentru cei de acasă care au provocarea asta să se bucure de discurs, că se stresează, ce urmează, o fi zis bine ce am zis până acum, whatever, toate combinațiile astea denumate câte cam, este următorul. Gândește-te că îți vine să râzi de fiecare dată când spui o replică. Imaginează-ți treaba asta, că eu acum fac exercițiul ăsta cu tine și mă gândesc că îmi vine să râd în timp ce îți povestesc despre cum ar fi să faci tu exercițiul ăsta. Ce se întâmplă? Devin mult mai implicat aici pentru că zâmbetul îmi schimbă și implicarea mea în discurs. Da? E un mindset. Eu spun că se antrenează treaba asta. La început, când am făcut exercițiul ăsta, râdeam ca prostul. Că nu puteam să mă mai opresc. Da? Dar ce vreau să spun este că dacă faci asta la antrenamente constant, începi să-ți creezi ca la radio, așa știi, cu fine-tuning, bine, radiourile alea vechi, da? Îi spui, băi, uite, poți să controlezi bucuria în timp real. Da? E un exercițiu care, într-adevăr, la antrenament este exagerat, dar în real time după aia se face o medie pe paragraf și devine așa, are un echilibru în sine. Pentru că, repet, aici este, o să vezi filmarea după ce se termină live-ul, o să primești și înregistrarea discursului și caută să-l dai pe mute. Ăsta este al doilea exercițiu pe care ți-l propun și îl propun și celor de acasă. Ascultă-ți discursurile cu ghilimele pe mute. Dar eu aș vrea, simt nevoia să fac o precizare. Da? La antrenament, Gabi era super zâmbitoare și super relaxată și se bucura super mult. Ea așa când este nu în fața camerei, cum ar veni, da? Și în viața de zi cu zi, are bucuria asta. Trebuie doar să o integreze și în contexte mai cu presiune, ca să zic așa. Și deja face pași în sensul ăsta, da. Într-adevăr, suntem pe drum. Eu ce vreau să spun este că această explicație nu ne ajută. Da, pentru că e ca și cum am zice, băi, sunt sufletist, e sufletist, e om bun și de asta vreau să-i mai dăm o șansă. Dar în realitate fapta nu se poate schimba. Da? Deci cam așa și cu asta. Dom'le, ne-am dorit mai mult victoria ca adversarul, dar într-un final am avut ghinion. Deci contează ce face un meci oficial, pentru că aia rămâne în istorie. Și atunci eu nu pot să schimb ce fac în meci oficial teoretic, dar pot să controlez să fie antrenamentul mai greu.
să fie, să-mi imaginez, apropo de deschiderea ta, Gabi, să-mi imaginez și la antrenamente că am un public foarte, foarte urâcios în față, care pune presiune pe mine, care nu e interesat de subiectul meu. Atunci încep să simulez greutatea și presiunea încă înainte să mă afișez. Și creierul meu cu fiecare exercițiu va echilibra această exagerare cumva. Astfel când intru în live, zic, bă, am mai trecut pe aici. Știu că pe unii nu interesează, dar o să le placă la final, după un minut. Ia fi atent. Ai încrederea asta că zâmbetul, relaxarea sunt parte din speech. Nu e peste mult. Dacă mi-aduc aminte, mai zâmbesc. Sau mă bucur. Da? Sper că are logică explicația mea. Da, da, are. Da. Bun. Recapitulând pentru cei de acasă și pentru Gabi. Introduceți aceste două exerciții în antrenamente. 1. Gândește-te că îți vine să râzi la majoritatea expresiilor din discurs și o să-ți dai seama cât de mult poți controla treaba asta, dar îți dezvolți un autocontrol foarte fain. Și 2. Ascultați-vă discurs, uitați-vă pe registrările video de la antrenamente cu sunetul 0, pe mute. Să vezi, dacă nu știi despre ce e vorba, nu ești tu acolo, despre ce crezi că vorbește speakerul ăla și ce îți transmite el. Și efectul ăsta este foarte, foarte revelator. Încă zici, wow, trebuie să mai schimb un pic implicarea. Să dau bine pe cameră, pe sistemul ăsta. Bine, Gabi, ne luăm ca to-do list, așa, ca pe, ne luăm lucrurile astea pe to-do list? Ce, antrenamentul bate orice, evident. Antrenamentul bate talentul. Asta este expresia anului 2021. Bravo, Gabi, mulțumim foarte mult și felicitări pentru omul care ești, pentru povestea ta, evoluție din comunitate în 2020. Și mulțumim și Alexandre Coravu, care este la al doilea, la al doilea discurs antrenat în această seară. Super! Claudiu Cel Popa, mai avem doi speakeri, Ana Maria Strâmbeanu și cu Leontin. Mare pregătire ce și-a făcut probabil Ana Maria, pentru care am extras mai devreme pion, campion, cele două cuvinte, din discursul mixt. Ana Maria, bună seara! Bună seara! Hei, bine ai venit, bine ai revenit pe scena Speakings în 2021. Ana Maria, ca să știți, nu că poate nu v-ați fi dat seama, puțin mai devreme când ne-am uitat pe prezentare, este antrenată de Mihai Cană. Îl vedem un pic mai încolo și pe Mihai. Până una alta, povestea identității tale. Vai, Ana Maria Strâmbeanu în 60 de secunde. Nu înainte, Ana Maria. Iată bolul. Extragem cuvintele pentru Leontin. Când vrei tu, eu mă opresc. Ok. 3 este cifra magică, deci 1, 2, 3, stop! Iaca! Mulțumesc mult, Ana Maria, pentru ajutor. Credit și inedit. Cele două cuvinte pentru Leontin Ciobanu, oameni buni. Mulțumesc încă o dată, Ana Maria. 60 de secunde sunt ale tale. Primele în 2021. Să fie, Ana Maria, să fie discurs. Ai două opțiuni. Scriitor sau personaj captiv în primul capitol. 2020. După multe interviuri, prind un internship. Eu pion, ei campioni. Programatori, sclipitori. La angajare. Ana, spune-ne despre tine. 2 ani de medicină, poate n-am o intuiție prea tehnică. Iar mă sabotez povestindu-mi identitatea într-un mod negativ. Directorul Daniel îmi spune: te definești printr-o poveste nereușită din trecut. Noi credem că ești un programator cu potențial. De atunci pun la îndoială descrierile fixe. Scriu flexibil. Capitol nou. Cu antrenament pot învăța și deveni orice. Spune-mi despre tine acum. Dacă e aceeași poveste ca acum 5 ani, atunci ești doar personajul de la începutul poveștii. Așadar, identitatea este un concept narrativ.
Devină scriitorul propriei povești. Hei, bravo, Ana Maria! Bună, la mulți ani! La mulți ani! Ce faci, draga noastră? Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Am avut niște, doar ce am avut niște blocaje și linii încurcate, dar asta este. Dacă mă primiți, revin. Hai să comentăm, să vedem. E și Mihai Cană pe linie? Îl băgăm și pe Mihai Cană acum. Până un alta, Ana Maria. Ce consider că ți-a ieșit la acest discurs? În plus, ce face diferit sau mai bine dacă ai mai dă o dublă? Că am intrat în forță în introducere, lucru care acum vreo oră sau oră și jumătate nu ieșea absolut deloc. Și diferit față de alte discursuri pe care le-am mai avut aici în comunitate, nu am avut discursul gata cu o zi înainte, ca să pot să fiu eu sigură că îl știu foarte bine. Și cu toate că acum câteva minute l-am zis odată superb chiar, nu mi-a ieșit acum. Nu ți-a ieșit din ce punct de vedere? Nu am spus cuvintele pe care mi le propusesem. Alea care creau un ecou, o repetiție. Avea niște cuvinte care țineau firul roșu sau fără ele nu se putea sau cum? Uite că firul roșu l-am ținut, dar nu am făcut acea reaccentuare a unor idei prin anumite cuvinte. Am înțeles. Bun, deci concret, ce ai face diferit sau mai bine? Aș avea discursul gata cu o zi înainte. Deci ți-ai programat în calendarul tău să nu mai fii studentă. Să nu mai ai mindset-ul ăla de student, nu? Hai că învățăm cu o seară înainte. Nu știu dacă e mindset de student, ci obișnuire cu cuvintele alea. Vorbeam și cu Mihai înainte că fiind discurs de 60 de secunde, nu-ți permiți să ai toate verbele care te-ar ajuta cu fluiditatea firului din discurs. Așa că, da, e bine să fii pregătit cu el mai devreme. Bun, hai să vedem ce spune Mihai. Salut, Mihai! Salut, salut Andrei, salut Ana, la mulți ani, că nu ne-am auzit oficial pe anul ăsta. Da, eu aș umaniza un pic situația, pentru că na, o cunoaștem foarte bine pe Ana, chiar a câștigat campionatul cu asociațiile. Da, ok, într-adevăr, partea de pregătire e un delta, dar aș umaniza situația în sensul că noi suntem public speaker în fiecare zi și spunem povești. Și în momentele respective, uneori, poate ne uităm ideea. Așa că dacă mă întreb pe mine, Ana a fost foarte naturală în a spune ceea ce crede despre ideea aceasta de identitate, de să nu mai vorbești de o identitate diferită. Da, s-a blocat și a ieșit de acolo. Din perspectiva mea, nu cred că ai uitat un cuvânt sau două, dacă mă întrebi. Urmărind cumva din afară și știind discursul, nu cred că ai uitat un cuvânt sau două, ci pur și simplu a fost un moment de reamintire. Asta ar fi un aspect general. Ce am lucrat în plus față de ce deja a lucrat cu Răzvan Ananie, poate, a fost în a înțelege pe ansamblu cum gândim o poveste bună, plecând de la bucățile unei povești bune. Și asta cred că i-a ieșit astăzi Anei, în sensul că a găsit esența unei povești în care să povestească despre situația ei. Da? Faptul că fostă studentă la medicină, uite, s-a întâmplat cumva să se simtă în urmă și să tot povestească senzația asta de ei. Eu, în interviuri din companiile de IT, să povestească, ah, eu sunt în continuare studentă de medicină. Foarte interesant perspectiva asta, din direcția asta macro. Așa că dacă mă întrebi, ok, a fost acolo un blocaj, ai trecut natural peste el și dacă ar fi să recomand ceva oamenilor, este să nu se mai gândească, aoleu, am un blocaj, gata, s-a dus toată structura. Vorbim în fiecare zi despre discursuri, spunem povești în ședințe, spunem povești prietenilor pe care vrem să-i determinăm să crească, să se dezvolte. Și momentele acestea sunt naturale. Avem uneori
greutate în a ne găsi cuvintele. Și este ok. Da? Ce contează într-adevăr este treci mai departe cu naturalețe. Ceea ce tu ai făcut astăzi. Da, poate că nu ar trebui să fie atât de dură cu tine, Ana, știi? Pentru că așa cum spunea și Mihai, nu prea s-au văzut momentele de care tu vorbeai cu atâta înverșunare că nu ți-au ieșit. Corect. Uite, inclusiv Claudiu cel Popa menționează asta, ceea ce este o aprobare absolută. Imuabilă. Imuabilă chiar. Imuabilă, da. Deci, nu mai are sens să discutăm subiectul ăsta, dar aș vrea să te rog, Ana, înainte să închidem cu concluziile finale, să extragem cuvintele pentru Leontin, speakerul după tine. Și te rog. Da, cele pe care le-am extras deja, nu? Le-am extras. Hai să-i spunem noi cu toții bună seara lui Andrei Dunuță. Bună seara, Claudiu. Bine ai venit printre noi. Da. E, Ana, vezi, se întâmplă oricui treaba asta. Da, da. Moment, să știi, foarte potrivit. Da, eu am făcut intenționat ca să văd dacă vă prindeți. Ana, vezi? Deci eu ți-am arătat mai devreme, am vrut să fiu vulnerabil de față cu toată lumea, că nu e nicio tragedie să greși. Da, deci e important să salvezi momentul, să nu lasă să se vadă. Doar că acum s-a văzut, pentru că na, a intervenit Claudiu Popa. Dar, în general, când tu ții speech-ul singur, nu trebuie să transmiți treaba asta. Una peste alta nu s-a văzut atât cât crezi tu. Piticul din capul nostru funcționează și spune, vezi fată că te-ai blocat? Dar în realitate, bine, noi acum iar s-a blocat și camera cu noi. Am rămas fără toate bateriile posibile. Dar ce vreau să spun, Ana, una peste alta, în bezna minții, este că orice s-ar întâmpla, campionii termină discursurile, tu ai terminat discursul. Nu că l-ai terminat chinuit, l-ai terminat în forță, exact cum l-ai și deschis. Nu e ok să întreb în general femeile câți ani au, dar acum vorbim despre altceva. Câți ani ai, Ana? 23. Te-am întrebat asta pentru că aș vrea să inspirăm pe cei de acasă să facă asta constant. Pentru că eu cu Mihai Cana, când aveam 23 de ani, încă ne căutam identitatea. Claudiu Popa, în fine, nu a terminat nici acum, dar ce vreau să spun este că de asta n-aș fi scos din cadru, ca să nu mai, că n-are nicio identitate. Dar Ana, tu ești un exemplu la 23 de ani pentru noi toți din comunitate, așa că am un singur feedback de Delta în încheiere. Continuă să faci asta, te rog frumos. Da, sigur. Da, da. Și da, pot să zic inspirația pentru discursul ăsta care a fost, că până la urmă am găsit o introducere mai bună, dar țin eu să menționez totuși de unde a venit ideea de discurs. E citatul acela cu mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. Și mă gândeam eu că astfel vrem să inspirăm prin poveștile noastre pe cei din jur. Și urma după citatul ăsta totuși la poveștile pe care ni le spunem nouă înșine, cine se mai gândește? Uite, și am spus și introducerea inițială care era. Da, corect, frumos. Mulțumim foarte mult, Ana, pentru inspirație. Felicitări pentru tot ceea ce faci și abia așteptăm să te vedem și săptămânile care urmează. Mersi frumos, Ana, salutări și asociației tale. Mulțumim. Mihai. Ana a promis că se înscrie în mini campionat. Dar apropo de studentă responsabilă, după ce termină cu examen. Așa e. Să nu mai stea pe cap. Anotat. Bine. Seară frumoasă. Bine, te pupăm, dragă Ana Maria. Felicitări. Salut, Mihai. Mulțumim pentru antrenament. Iată că urmează Leontin Ciobanu. Leontin Ciobanu urmează Claudiu Popa. Voiam să te întreb, Claudiu, dacă, ca să-ți dau dreptul la replică. Pe ce am nevoie? Ți-ai găsit identitatea, Claudiu? Cu siguranță pe cea de gen. De vreo 35 de ani. A venit momentul lui Leo, Andrei, și oameni buni de aici din comunitate. A venit ultimul drop de mic al serii. Leontin Ciobanu, antrenat de, uite, antrenat de a merge mai departe. Nu că aș fi campion, ci poate unul în devenire. Antrenat de Roxandra Marinescu,
E moment, Edu. Leo, bună seara! Bună seara! Bienvenido, mister! Puțin, rog frumos, Dan. Așa, gata. Nu mai e nevoie. Ieșisem cu jumătate, dar uite că echipa ține cu Andrei asta, ca să știți. Orice ar fi, dăm afară, pune-mă jumate, ia-mă de sus. Leo, îți mulțumesc pentru răbdare. Credit și inedit au fost cele două cuvinte extrase. Din păcate. Iar voi, oameni buni, trebuie să știți că Leo tocmai ne prezintă priorități. În 60 de secunde, toate ale tale, Leo. Mare succes ai, să fie discurs! Un studiu din 2017 arată că 20% dintre români își fac planuri pentru viitor. Ianuarie 2020, la o oră de istorie. Cine dorește să participe la Olimpiada de Istorie? Dai tăcerea și mă înscriu. Dar nu pentru note sau pentru a fi scutit de ore, ci pentru ceva mai inedit. Pentru viitorul meu. Dacă luam Olimpiada la Națională, reușeam să scap de toate examenele de intrare la facultate. Singurul obstacol era etapa județeană. Dar, pentru a reuși, trebuia să sacrific ceva foarte prețios mie. Timpul acordat prietenilor mei. Însă atât de mult doream să reușesc, încât l-am aruncat pe fereastră. Venise ziua cea mare. Aflasem rezultatul. Luasem locul 2. Am rămas dezamăgit. Și în momentul acela simțeam că mai bine îmi petreceam timpul cu prietenii mei. Dar, înainte să mă afund și mai tare în gânduri negre, aud o voce. Leo, ți-am acordat credit în ianuarie. Ai muncit mult. La anul vei reuși. Concluzia? Este bine să luptăm pentru viitorul nostru, dar să ne bucurăm și de progres. Tu te planifici pentru viitor? Mulțumesc. Leo, în timp, deja ai început să-ți dai singur feedback prin expresiile tale faciale. Ești absolut adorabil cum... Fantastic. Deci, ce spuneai mai devreme cu expresiile tale faciale? Nu știu, sunt parte din mine. Nu, eu le controlez involuntar. Să zicem așa. Dar nu trebuie să renunți la ele. Vreau doar să le traducem acum, pentru că ți-ai dat ochii peste cap când ai terminat discursul. Era peste un... Ai, bă, frate, incredibil. Bă, și mă antrenasem, bă. Nu mi-a ieșit bucata aia. Dau vina pe cuvinte. Pe cuvinte? Da. Îmi plăcea mai mult chestiile cu pion și campion. E așa mai bine, dar mă mulțumesc. Am înțeles, deci tu ți-ai fi dorit cuvintele altuia. Da. Asta e, deci e ca și cum ai lucra în vânzări și ai zice, da, că lucram la competiție, vindeam mai mult. Ce să-i faci? Dau bine pe mult. Antrenez echipe care sunt alocate, de exemplu, în București și zic, băi, ce crezi că ar trebui să faci diferit sau mai bine ca să vinzi mai mult? Zice, bă, dacă eram în Timișoara, rupeam, pentru că e altă piață acolo. Dacă te duci la Timișoara, spui, ce considerați că vă avantajează Timișoara? Dacă eram în Cluj, rupeam. Deci în Cluj, inima Ardealului, noua capitală, chirii mai mari, cei din Cluj zic de cei din Iași. Iași o zice de București și tot așa. Adică toată lumea se uită la ceilalți. Da, așa și tu. Ce-ai face diferit sau mai bine? Aș fi vrut alte cuvinte. În primul rând, aș fi încercat să reduc timpul, ca să zic așa, să mă încadrez și, nu știu, să fi controlat mai bine gestica. Bun, ia să vedem ce spune Marinescu, Alexandra Marinescu. Eu consider că nu ai nevoie să umbli la gestică, Leo, pentru că la livrare tu nu ai deloc probleme. Într-adevăr, pentru tine este ceva nou faptul că ai primit acum cuvinte și deși ne-am antrenat împreună, tot așa, ți-am dat cuvinte, în acest moment e cel mai... Oricum l-ai integrat foarte bine. Trebuie să te bucuri de faptul că l-ai integrat și că ai finalizat discursul fără să te încurci, fără să strici niciun moment din discurs. Chiar dacă ai trecut peste timp, felicitări, orice campion termină discursul. Este bine că te lovești uneori și de anumite obstacole, pentru că din asta înveți cel mai mult. Bineînțeles că putem lucra
să iasă discursul din punct de vedere al structurii, al mesajului și mai bine decât a ieșit până acum. Dar suntem pe drum, suntem în proces. Oricum, felicitări pentru faptul că deja ești a treia oră în comunitate și sunt convinsă că o să ai un progres dacă o ții tot așa din ce în ce mai vizibil. Felicitări, Leo! Mulțumesc! Felicitări, Leo! Bravo! Acum trebuie să menționăm că Leo este la al treilea discurs în comunitate. Două au fost susținute în luna decembrie, iar acesta este al treilea. Zic bine, Leo? Da. Bravo. Și Claudiu, nu e bravo, bine. Leo! Nu e bine să întrebi un băiat să fac echilibru, știi? Nu este bine să întrebi un băiat ce vârstă are. Un bărbat, pardon, ce vârstă are. Dar aș vrea să te întreb, Leo. Asta ca să-i demoralizăm pe cei de acasă. Te rog. 16 ani. Să știți că Claudiu Popa nu are COVID. Așa face el zi de zi când aude vârsta celor tineri. Lasă țigarea. La vârstă de 30 de ani plus. Adică mult peste 30. Bravo, Leo! Bravo, Leo! Una peste alta. Ești un tip foarte haios. Deci noi spunem de Andrei Hruskovski, antrenorul nostru, că l-ajută fața. Și pe tine te ajută fața. Ești foarte expresiv. Ești, dar într-un sens absolut adorabil. Adică da. Foarte simpatic, așa, foarte... haios. Și de aici, de unde nu mă văd, Leo, ține minte treaba asta cu expresivitatea, pentru că ai ocazia la, fără niciun fel de glumă, are atât de mult timp în față să o exploateze, exploateze. În două secunde, acest moment va fi în... Soce? Va fi în promovarea evenimentului, da? În promovarea serii de practică. Claudiu, 3, 2, 1 și... Și ce? Ce? A înțeles ideea oricum. S-o exploateze. Da. Bravo, bravo, Leo. Eu îți sugerez două lucruri. Ascult. Să înveți să te încadrezi în... discurs, în timpul discursului, și asta ține de structură. Și asta, bine, îi spun în mod direct și Ruxa Andrei, că este la al doilea discurs în seara asta și la Andrei, la discursul lui Andrei Dicher și la al tău. Partea de final e de îmbunătățit, dar asta trebuie plecat încă de la început cu ideea asta că ok, 10-15 secunde le las pentru final. Să nu intru în ele cu orice s-ar întâmpla. Pentru cei de acasă, dragilor, cel mai simplu la discursul de un minut este să aveți un clopoțel, mai ales că vedeți cronometrul pe ecran, la și 45/50 după caz, indiferent unde sunt, intru pe concluzie. Pentru că atunci o să am 10 secunde, 15 după caz, în care nu alerg finalul și nu văd acolo că mi-a expirat timpul să pun presiune pe mine. Deci, ca să dăm o structură așa, într-un minut, 10 secunde contextul, adică partea asta de icebreaker, de intro, 20 de secunde provocarea, 20 de secunde soluția și 10 secunde concluzia, / mesajul. Când ai asta în cap, e foarte ușor să pui conținut acum, să sizi structura. Și apoi te cronometrezi pe rând, cât îmi ia deschiderea, cât îmi ia provocarea. Doar 20 de secunde, ca să fie echilibrată povestea. Și deci asta odată. Și al doilea feedback specific este legat de livrarea ta. Adică la nivel de bucurie. Tu ești foarte expresiv și nu mai îmi dau seama la un moment dat dacă ești bucuros, ești trist, ești ironic, autoironic. Da? Adică aș vrea acolo, ia mai fă o dată deschiderea, de exemplu. Prima replică. Un studiu din 2017 arată că 20% dintre români își fac planuri pentru viitor. Da, acum ai zis-o un pic mai relaxat. La început, o să vezi pe filmare, ai zis
Un studiu din 2004 răspunde că nu știu ce. Mamă, de zici că era breaking news. Asta vreau să zic. Un studiu din 2017 arată că 70% din oameni, adică eu pun un context, nu intru așa cu bocancii, știți, ca și cum e breaking news. Da? E, și după aceea să începi să te implici din ce în ce mai mult în discurs, pentru că îți vei pune niște, știi, marcul ăla fosforescent pe care îl foloseam noi în școală și tu îl folosești în școală. Da? Da? Îți pui acolo cu antrenorul tău, cu marca fosforescent, două, trei propoziții în care să te implici mai mult în discurs. Ca să le vadă creierul, să ai o memorie vizuală. Și acolo schimb tonul. De exemplu, în momentul în care, vezi, eu acum să zicem că aveam pe listă, pe foaie, pe de exemplu ăsta, să mă implic un pic mai mult în discurs. Să rup tiparul. Dar atenție! Nu în exagerare, ci doar în a sublinia că e ceva cu adevărat important. Și când vin cu un exemplu, poate fi un lucru important. Asta e regulă, e, nu știu, să zicem, explicația în mintea mea. Creierul înțelege, atunci o să execute prin antrenament și în live. De exemplu, în momentul în care, vezi, acum începe să-mi intre în reflex, pentru că, de exemplu, la trebuie să aibă o valoare anume. Da. Bun, acestea fiind zise, bravo Leo, structură, partea de final în special, ca să nu alergăm, să ieșim din timp și să ne dea organizatorul afară. Și doi, partea de implicare pe care mi-o fac așa cu fosforescent, ca să fie creierul meu, bineînțeles, repetându-o la antrenamente, că și în live-uri este importantă. Rux, mulțumim frumos, al doilea discurs al Alexandrei Marinescu antrenat în seara asta, al treilea consecutiv al lui Leo susținut. Bravo, Leo, 16 ani, să ne fie rușine, 9. Și te așteptăm la următoarele seri de practică, Leo. Voi fi acolo. Să fie discurs. Claudiu Cel Pop, am ajuns la sumarizare. Primul... Bravo, Leo, și din partea mea. Am vrut să spun orice ca să se joace cu propria expresivitate și cred că o va face. Fiecare om care îi spune și îi punctează treaba asta devine conștient. Și dezvoltă încrederea în el. Da, categoric. Bravo, Leo. Primul moment al serii, dragilor, recapitulare, este cuvântul cheie pe care, doamne, mă uitam în lumini, cuvântul cheie pe care Claudiu Popa îl l-a avut. Și acesta este? Am avut eu un cuvânt cheie? Începe cu E, se continuă cu X. Examen. Examen. A fost examenul vieții lui în seara asta. Exploateze. Exploateze, am zis. Da. Leo, nu uita să-ți exploateze potențialul. Expresivitatea. Dragilor, sper că a fost utilă și această seară de practică. Pentru mine a fost. Dacă fac un apel la echipa de antrenori, cine vrea să-l antreneze pe Claudiu Popa pentru săptămâna viitoare, să va fi plătit dublu. Pentru efort. Se ia sport de risc? Mental. Suntem, vă aducem aminte că suntem în luna ianuarie, iar tema principală este? Este. Start, restart. Și abia aștept următoarea seară de practică pentru că trecem la spontan. Da. Dragilor, în prima săptămână avem discurs pregătit, în a doua avem discurs mixt. Vezi cazul de față. Discurs pregătit cu două cuvinte pe care le inserăm. În a treia săptămână, adică săptămâna viitoare, discurs spontan, 100%. Pe tema mare se trage un subiect, da, și speakerii vor avea câteva minute să și-l pregătească. Iar în ultima săptămână, mini-campionat, Claudiu. 12 pregătiți, merg mai departe 6 în mixt și 3 în finală cu spontan. E un mini-campionat pe repede înainte. Vreți să vă înscrieți? Dați-ne un mesaj pe pagina Speaking, că vreau să țin discurs. Și puteți să vă și programați pentru ianuarie sau februarie deja. Vă fac o scurtă recapitulare. Dacă sunteți în primele discursuri sau la primul discurs, vă invităm să vă înscrieți în prima și sau în a doua seară de practică a săptămânii. Adică fie la discursul pregătit, fie la discursul mixt. Dacă sunteți la capitolul peste medie spre avansați, a treia săptămână vezi săptămâna viitoare, spontan, și la mini campionatul de la finalul lunii. Claudiu,
pentru Bâlba din seara asta se înscrie în prima săptămână din ianuarie la discurs pregătit cu tema mare, de fapt subiectul este exploatează. Explorare? Exploatează. Dragilor, aș vrea să ne lăsați, hai să exploatăm această seară de practică până la final și vă invităm să ne scrieți în comentarii care este cea mai importantă lecție după această seară. Care este cel mai important lucru pe care l-ați luat și îl veți aplica jurând pe roșu în prezentările voastre. Suntem curioși de ideile voastre, de feedback-ul vostru. Claudiu, tu cu ce pleci după seara asta? Ai pierdut continuu, ai câștigat continuu. Ai câștigat continuu, ai pierdut continuu. Ăsta este sloganul lui Claudiu, ați văzut, a insistat să tot spună cuvântul respectiv. Eu plec cu faptul că avem tineri talentați, că practice makes perfect, că la SpeakWiz oamenii au început să ne arate că sunt atenți la serie de practică, la feedback-urile pe care le dăm și mare parte din răspunsuri au fost corecte. Bravo, felicitări! Noi suntem echipa Speakings. Sunt Andrei Diunuță, am fost alături de Claudiu Popa. Împreună dezvoltăm vorbitul în public în România și România prin vorbitul în public. Rămâneți aproape, ne vedem săptămâna viitoare, dați-ne un semn dacă vreți să țineți discursuri. Nu uitați, suntem vorbitori în public în fiecare zi.